Sfânta Faustina Kowalska, 1905-1938. Fișă documentară. Elena Kowalska s-a născut în 1905, al treilea din cei 10 copii din familia sa. La 1 august 1925 a devenit călugăriță cu numele Sora Maria Faustina a Preasfântului Sacrament, în cadrul Congregației Surorilor Fecioarei Îndurării, în Varșovia, Polonia. Ordinul se dedica în principal asistenței și educației tinerilor aflate în dificultate. În cei 13 ani cât a mai trăit, a servit în diverse case ale ordinului, ca și bucătăreasă, grădinăreasă și portar. Ea a avut o devoțiune specială pentru neprihănita fecioară față de Euharistie și spovadă, ceea ce a condus-o la o viață interioară mistică profundă. A început să aibă viziuni, să primească revelații, ea și le-a notat într-un jurnal. Notă, fiind aproape analfabetă, jurnalul a fost scris fonetic, fără semne de punctuație, având aproape 700 de pagini. O traducere greșită a ajuns la Roma în 1958, textul fiind catalogat ca eretic. Atunci când Carol Wojtyla, Papa Ioan Paul al II-lea, a devenit arhiepiscop de Cracovia, i s-a cerut să reanalizeze textul. El a cerut o traducere mai bună, iar Vaticanul și-a dat seama că în loc de erezii, textele Sorei Faustina proclamau iubirea lui Dumnezeu. Ele au fost publicate sub titlul Îndurare Divină în sufletul meu. Revenind la biografia ei, în anii 30, Sora Faustina a primit de la Isus un mesaj de îndurare, fiind rugată să-l răspândească în întreaga lume. Mesajul de îndurare din partea lui Dumnezeu era adresat fiecărei persoane în parte, precum și omenirii ca întreg. Iisus a cerut să se picteze o imagine a sa sub care să se scrie: Iisus, cred în tine. Sorei Faustina i s-a mai cerut să fie un model pentru ceilalți, să-și trăiască întreaga viață ca un sacrificiu, imitând viața lui Hristos. Ea a cerut să fie realizată acea pictură în 1935, care prezintă raze roșii și albe izvorând din preasfânta inimă a lui Hristos. Câteva din mesajele lui Iisus, pasaje din jurnalul Sfintei Faustina. Rugăciunea unui suflet umil și plin de dragoste dezarmează furia tatălui meu și aduce un ocean de binecuvântări. Flăcările mile ard în mine, vreau să le revărs asupra sufletelor. O, ce durere îmi cauzează când oamenii nu vor să le accepte. Eu sunt iubirea și mila. Când un suflet mi se apropie cu încredere, îl umplu cu așa abundență de haruri, încât nu le poate cuprinde înăuntru lui, ci le va transmite altor suflet. Eu sunt mai generos cu cei păcătoși decât cu cei drepți. Pentru ei am venit din rai, pentru ei mi-a fost vărsat sânge. Să nu le fie frică să se apropie de mine. Ei au mai mare nevoie de mila mea. Scrie aceste sufletelor care sunt îngrijorate, pentru că nu au posibilități materiale spre a-și arăta mila. Mila spirituală, care nu necesită avuții, e mai meritoasă și e la îndemâna fiecărui suflet. Dacă un suflet nu-și arată mila într-o formă sau alta, nu va obține mila mea în ziua judecății. O, dacă sufletele ar ști cum se adună comore eterne, ei nu ar fi judecați, ci ei vor deveni judecata cu mila lor. Adevărata iubire față de Dumnezeu constă în a îndeplini voința lui Dumnezeu. Pentru a ne manifesta iubirea față de Dumnezeu în acțiunile noastre, trebuie ca toate, chiar și cele mai mărunte, să decurgă din iubire pentru Dumnezeu. Iisus spune: O, cât mă rănește neîncrederea sufletului! Un astfel de suflet susține că eu sunt sfânt și drept, dar nu crede că eu sunt milostivire. El este neîncrezător în bunătatea mea. Și diavolul îi preamărește dreptatea mea, dar nu cred în bunătatea mea. Iisus spune: Nu există decât un preț prin care se răscumpără sufletele. Și acesta este suferința unită cu suferința mea pe cruce, iubirea pură
înțelege aceste cuvinte, dar dragostea carnală nu le va înțelege niciodată. Iisus spune: o oră de meditație asupra pătimirii mele dureroase are un merit mai mare decât un an întreg de flagelare până la sânge. Sufletul care dorește sincer să înainteze în perfecțiune trebuie să respecte cu strictețe sfaturile pe care îi le dă directorul său spiritual. Câtă sfințenie, atâta dependență. Tăcerea este o sabie în lupta spirituală, sufletul flecar nu va ajunge niciodată la sfințenie. Sabia tăcerii va tăia tot ce vrea să se agațe de suflet. Esența virtuților este voința lui Dumnezeu. Cel care îndeplinește fidel voința lui Dumnezeu, practică toate virtuțile. Iisuse al meu, ce puțin vorbesc acești oameni despre tine. Despre toate, dar nu despre tine. Iisuse, și dacă vorbesc puțin despre asta, este pentru că, probabil, nu se gândesc deloc. Îi preocupă lumea întreagă, dar despre tine, Creatorul, tăcere. O, cât de frumoasă este lumea spiritului și atât de reală, încât în comparație cu ea, viața exterioară nu este decât amăgire, deșartă, neputință. Tristețea nu se va stabili într-o inimă care iubește voința lui Dumnezeu. Dacă sufletul care suferă a ști cât îl iubește Dumnezeu, ar muri de bucurie și de prea mare fericire. Într-o zi vom descoperi ce este suferința, dar atunci nu vom mai fi în stare să suferim. În mijlocul unei furtuni teribile, privesc la tine, o Dumnezeule, și chiar dacă furtuna se adună deasupra capului meu, știu că soarele nu se stinge, falsitatea creaturilor nu mă miră și accept dinainte toate întâmplările. Buzele mele tac, în timp ce urechile mele sunt pline de batjocuri. Mă străduiesc pentru liniștea în inimă, în mijlocul celor mai mari suferințe, iar cu scutul numelui tău mă apăr de toate săgețile ascuțite. Nucleul iubirii este sacrificiul și suferința. Adevărul poartă o cunună de spini. Rugăciunea privește mintea, voința și sentimentul. Ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu atunci când iertăm aproape lui nostru. Dumnezeu este iubire, bunătate și milostivire. Este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu fără a îndeplini sfânta sa voință. Tot ceea ce este bun în mintea săvârșit sfânta împărtășanie, ei îi datorez totul. Simt că acest foc sfânt m-a transformat complet. Dumnezeu, în judecățile sale de nepătruns, permite câteodată ca cei care și-au dat cel mai mult silința în deplinirea unei lucrări să nu poată, cel mai adesea, să se bucure de acest pământ de roade ale acestei lucrări. Dumnezeu păstrând pentru el întreaga bucurie pentru veșnicie. Dar, în pofida a toate, uneori Dumnezeu le dă să știe cât îi sunt de plăcute strădanile unor astfel de suflete. Iar aceste momente le întăresc pentru noi lupte și încercări. Sunt sufletele cele mai asemănătoare, care n-a gustat decât o amărăciune în lucrarea pe care a întemeiat-o pe pământ. Smerenia este numai adevăr. Textele au fost preluate din bibliografia Sfânta Faustina Kowalska, Mic jurnal, Milostivirea lui Dumnezeu în sufletul meu, editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București. Apostolii îndurării divine reprezintă o mișcare formată din preoți, călugări și laici. Inspirați de experiența sorei Faustina, ei răspândesc învățătura despre misterul îndurării divine și invocă îndurarea lui Dumnezeu asupra păcătoșilor. Aprobată în 1996 în Arhidieceza de Cracovia, mișcarea s-a răspândit mai apoi în numeroase țări. Sora Kowalska fusese beatificată la 18 aprilie 1993 de către Papa Ioan Paul al II-lea. Dincolo de miracolele punctuale realizate de Sfânta Faustina, în timpul vieții și de cei ce i-a urmat calea, marele miracol constă în faptul că Iisus este viu, manifest și prezent printre noi prin lucrarea divină asociată credinței și faptelor celor cu adevărat fii și fiice ale poporului lui Dumnezeu.
documentare realizată în februarie 2011, Mesa Roșia Nevoastră.